Urmarea numărului record de solicitări din acest an, polițiștii de la permise auto au ajuns deja să facă programări pentru primele două luni ale anului viitor. Programarea la permise este acum la două luni. Având experiența unei convocări la nivel național cu șefii serviciilor, stăm destul de bine, având în vedere că, un exemplu concret, Brașov este la 6 luni programarea la proba practică. Avalanșa de cereri s-a înregistrat tot pe fondul numărului mare de înmatriculări auto. În ceea ce privește persoanele examinate la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere, s-a dublat practic. Am ajuns la aproximativ 15.000 de oameni examinați. Dintre aceștia, în jur de 7.000 au reușit să obțină permisul de conducere. Vă spun aceste cifre întrucât înmatricularea vehiculelor crescând s-a oglindit imediat și în numărul posesorilor de permis de conducere. Anul acesta, la proba practică, a fost introdusă filmarea audio-video a întregii examinări, metodă care s-a aplicat fără probleme la Buzău. Ne dau nouă, adică colegilor, examinatorilor, mai multă siguranță. Cei examinați au posibilitatea să au siguranța chiar că proba se desfășoară în condiții optime, în timpul prevăzut de lege, adică pentru categoria B, minim 25 de minute. Ca și procente nu s-au modificat, asta e un lucru îmbucurător, au rămas aceleași ca și înainte. Procentul de promovabilitate la proba practică a crescut în schimb față de anul trecut, un alt lucru care ne bucură, ajungând undeva la 57-58%. Mâine, în ultima zi de lucru cu publicul la permise auto, sunt programați online 65 de buzoieni, în timp ce alți 55 pot beneficia de serviciile de la ghișee pe bază de bon de ordine.